Suntem la MWC 2014, suntem la standul ZTE și avem în față ZTE Blade L2, un smartphone care vine cu un display de 5.5, cu rezoluție 480x854 pixeli, matrice TN, nu este un display, un panel IPS. Vine cu procesor quad-core MediaTek 6582M la 1.3 GHz. Știi cantitatea de date, cât trebuie la 21 megabits pe secundă, 1 GB de RAM, 4 GB spațiu de stocare, cameră spate de 1 megapixel, cameră frontală de 1 megapixel, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, BG și N, 3G. Vine cu, cum spuneam, display de 5.5 și grosime de 8.95 mm. În partea superioară avem jack-uri de 3.5 mm. La bază avem portul micro USB, în lateral dreapta avem izolarea, avem tasta de power și în lateral stânga reglarea volumului. Un plastic ușor lucios pe spate. Are un telefon care arată bine și care cred că va veni la un preț fără concurență. La bază are tasta capacitate ieșire pe ecranul de start, de fapt back, ieșire pe ecranul de start și mai multe detalii sau, mă rog, deși am aplicația pe mai multe detalii. Display-ul cu matricii TN se vede destul de bine. Și Android-ul nu este customizat așa de tare, precum fac alți constructori chinezi, gen Lenovo, Huawei. ZTE merge pe ceva mai simplu, observa zona de notificări. Se apropie mai mult de Jelly Bean din punctul ăsta de vedere. Cam atât despre ZTE Blade L2, un smartphone low cost care cred că poate putea și pe piața locală, nu am nicio informație în acest sens. La revedere!